Un proiect finanțat din fonduri europene derulat la nivelul orașului Baia Spree a intrat în vizorul procurorilor DNA. Astfel, primarul urbei Alin Sebastian Bârda, alături de alte trei persoane, este cercetat pentru mai multe infracțiuni, ce ar fi avut drept scop obținerea pe nedrept de fonduri. Mai exact, este vorba de săvârșirea infracțiunilor de complicitate la infracțiunea de prezentare sau folosire cu rea credință de documente sau declarații false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Uniunii Europene sau din bugetele administrate de aceasta, ori în numele ei, cu consecințe deosebit de grave, în legătură cu încheierea și derularea contractului de prestări servicii catering încheiat de autoritatea contractantă UAT Baia Spree, județul Maramureș, în cadrul proiectului cu finanțare europeană, măsuri inovatoare pentru ocuparea forței de muncă și combaterea sărăciei și incluziunii sociale. Edilul orașului Baia Spree a reacționat oferind un punct de vedere vis-a-vis de acest aspect. Consider că trebuie să fiți informați corect asupra unei investigații DNA care se desfășoară în prezent și care are drept obiect presupusa favorizarea unui prestator care a livrat masă caldă beneficiarilor din cadrul unui proiect derulat pe zona Microraion Vest. Prestatorul, fără cunoștința noastră și fără a ne informa, a subcontractat la rândul său un alt livrator de masă caldă pentru beneficiarii din proiect. Ni se impută că am fi știut asta, însă noi am aflat de acest fapt mult mai târziu, a declarat Alin Sebastian Bârda. Mai mult, suntem acuzați că am fi știut că firma a depus la licitație acte false, fapt total neadevărat, în condițiile în care ofertanții depun documente pe propria răspundere. Primăria Baia Spree și niciun partener din proiect nu au suferit prejudicii de nicio natură. Proiectul a fost dus la bun sfârșit fără a exista un prejudiciu nici material, nici bănesc, precizează acesta. Mai mult, primăria Baia Spree s-a îndreptat legal împotriva firmei contractoare și consideră că organele judiciare vor lua deciziile care se impun. Baia Spree va continua să se dezvolte, chiar dacă poate acest lucru deranjează, a subliniat în încheiere Alin Sebastian Bârda.